Băi, îmi spuneți repede ce făceați azi pe la ora 10? A? La muncă sau la băutură? Hai că mai am un pic, trebuie să-l beau pe ăsta până se termine emisiunea. Deci unde erați? La muncă n-aveți televizor? Aveți, nu? Și ați văzut, nu? Cum ce să vedeți? Cea mai tare telenovela a începutului de sezon, mă. Cum îi ziceam, mă? Lacrimi de unire sau așa ceva. E foarte bună. Povestea, pe scurt, este asta. El era tânăr, sportiv, în plină afirmare. Ea era ceva mai bătrânică, dar încă fermecătoare. El și ea s-au cunoscut, s-au plăcut și s-au luat. Și au făcut nuntă mare, mare de tot, cu o grămadă de invitați. La scurtă vreme după nuntă, așa cum se întâmplă, a apărut și un copilaș. S-a dovedit că ăsta mic era cam prostuț, așa, cam neajutorat, dar era al lor, era rodul iubirii lor și țineau la el. Totul a mers frumos până când, în toată povestea asta, a apărut bețivul sat. Ia mai toarnă păhăre, să ne mai trezi nițel, să ciocnesc cu fiecare. Cum se cade la zi mare. Atunci a început să se strice totul. El voia să fie cocoșul în casă, ea voia să fie cocoșul în casă. Bețivul satului stătea și râdea de ei. Evident, s-au certat. El s-a supărat, ea s-a supărat. Bețivul satului a început să aibă un rol din ce în ce mai important. Ba chiar i-a anunțat pe producătorii telenovelei că el nu renunță, domnule. El din politică doar cu picioarele înainte. Astăzi era episodul cel mai important al telenovelei. Toată țara aștepta să vadă dacă el și ea mai continuă căsnicia. Mulți analiști de telenovele spuneau că gata, domne, s-a terminat, e ultimul episod din acest sezon, să așteptăm nou sezon ăla cu războaiele. Când colo, ce să vezi? Ea a ieșit ca o floricică și ne-a spus că dragostea e prea mare ca să se lațe cu divorț. Și s-a împăcat. Nu știu dacă astăzi decidem, putem decide la fiecare ședință dacă mergem sau nu. E ca în marile iubiri, în fiecare zi să ia totul de la început. Băi, deci sunt dezamăgit, serios. Simt că mi-am pierdut timpul toată dimineața. Eu vreau sânge, vreau decizie, vreau hotărâre, mă. Când colo ăștia se împac. Cei căsătoriți poate înțeleg ce spun. Cum s-au împăcat mă interesează pe mine. Adică în modul clasic, stingând supărarea într-o partidă pasională de sex sau în celălalt mod clasic, el dându-i ei cardul și lăsându-o să-și cumpere câteva rochițe noi. Oricum, eu la telenovela asta nu mă mai uit o vreme, mai ales că am primit pe mail, atenție, dovezi că ăștia și-ar cam falsifica reacțiile, adică ce vedem noi la televizor nu ar fi pe bune. Pe cuvânt, uite! Maria Luisa,
Nu te mueres, por favor.